Elevii și preșcolarii au revenit de astăzi în bănci și după vacanța de Paște, care a ținut o lună întreagă. În schimb, cei din clasele terminale vor relua școala pe data de 10 mai. Școala a început astăzi, 5 mai, în condiții de pandemie COVID-19. Din acest motiv, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ propune Inspectoratului Școlar Județean aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în Unitatea de Învățământ pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportate la 1000 de locuitori. Astăzi, 5 mai, a început școala pentru clasele 1-4, grădinițe, 5-7 și 9-11, ceilalți ele fiind în vacanță. Astfel, numărul de unități în scenariul 1, adică în verde, sunt 101 unități, un număr de 97 de unități sunt în scenariul 2, în care sunt online jumătate, adică 9.392 de elevi sunt cu prezență fizică și 10.710 sunt cu online. Avem copii care studiază motivat medical online, 56, și personal motivat medical, tot online, 11. Începerea școlii se va clasifica în următoarele două scenarii. Scenariul 1, participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, dacă incidența acumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1 la 1000 de locuitori. Scenariul 2, participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, al elevilor din clasele a 8-a și a 7-a și celor din anii terminali din învățământul profesional și post-liceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară și participarea zilnică în sistem online al elevilor din celelalte clase, ani de studiu, dacă incidența acumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1 la 1000 de locuitori, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.